Au dublat în limba română Alexandru Rusu, Anca Simirean, Richard Balint, Gabriela Codrea, Florian Silaghi, Petre Ghimbășan, Ion Ruscuț, Eugen Neag. Traducerea și adaptarea Bogdan Piticariu. Regia Corina Cernea și Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat în studiourile BTI. Ce premiu se va oferi acum? Află imediat după pauză!
Grozav, Franky! Bine ai venit în cușcă! Numele meu e Rafferty! Waffordly? Rafferty! Gravity? Rafferty! Rapidy? Rafferty! Rafferty? Exact, Rafferty! Mi-a mai ești Milo? Tocmai a spus că numele lui e Milo, e vărul meu, pe mine mă cheamă Otto. Numele meu e... Ben e un băiat obișnuit. Îi plac mașinile tari, ca și lui Gwen. Îi place familia lui. Yeah! Și îi place să salveze lumea de răufăcători. E timpul să fiu erou. Dar ca și altor puști, lui Ben îi place să se și distreze. Ne uităm la televizor? Da. Ben 10, în fiecare zi de la ora 20:15. Acum la Boomerang. Nominalizat pentru cel mai mare leneș? Nu poate fi Fred, el e mereu pe fază. Urmărește mai mult din concursul de talente cu echipa Scooby imediat. Cântec măcanitor pentru ziua ta de naștere, micuțule Brayden. Mac, 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 la mulți ani și gata. Mac, 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 plouă cu găleata. Și fiindcă mac, mac, mi-a înghețat și gura, părinții tăi vor măcăni când le dau factura. Îți spun, Brayden, aș fi stat înăuntru. Aici nu e Bulevardul Delgato, numărul 682? Nu. Asta e șoseaua Delgato. Oh, nu se poate. Te super dacă intru puțin și dau un telefon. Chiar te rog. Bună ziua, închirier pentru petreceri. Nu am ajuns unde trebuie. Poftim! Am găsit singura casă din America unde nu există niciun puști pe nume Brayden. Nu se poate. Alo?